Am zis că o să ne uităm puțin peste modelul de admitere de la Cluj. Uh, super! Hai să vedem modelul de anul ăsta. Hai să vedem la 1. Precizați care este efectul acestui subalgoritm. Uh, ca să vă dați seama ușor de ce face algoritmul, este mai ok să luăm un exemplu. Vedem că nu este între 0 și 100 și hai să luăm, uh, ne uităm puțin peste cod ca să luăm un exemplu concludent, să nu iau un număr foarte mare, să stau să-l să calculez foarte mult, o să iau un nu știu, 15GD, mm. sau ai să cu trei cifre, nu, contează, 123. Nu o să scriu generare ca să fie mai scurt apelul. <coughs> deci o să am GD123, o să fac un tabel de valori, observ că funcția mea nu e recursivă, am variabila N, am tot vectorul folosit care este uh, inițializat de la 1 la 1801 cu fals Nr are valoarea 123 Nr are valoarea 0 Avem și vectorul ăsta de folosit Folosit este in, uh, inițializat cu fals deci tot vectorul folosit O să scriu așa 2 puncte fals, O să i se pune cu așa că îl consideră altceva uh, Ok E tot inițializat cu fals de la 1 la 1801 și o să iau care poziții din folosit sunt adevărate? Deci, nu știu, adevărat, două puncte și aici o să scriu 10, dacă poziția 10 e adevărat o, o, o modific în adevărat aici, ca să-mi fie mai ușor, că nu o stau să scriu 1800 de coloane. Uh, pentru 1 de la 1801 am zis că îl inițializăm cu fals, intrăm în cât timp, cât timp nu este folosit de N, deci folosit de 123 este egal cu fals, la asta se referă nu folosit, că este egal cu fals. Uh, suma e valoarea 0 folosit de n adevărat, deci aici notăm poziția 123 cu adevărat cât timp N este diferit de 0 execută intrăm în cât timp cifră egal cu N mod 10, cifră egal cu 3 cu spațiu în loc să pun backslash n, n div 10, deci N-ia 12 sumă egal cu sumă plus cifră ori cifră ori cifră, deci sumă este egal cu Cifră ori cifră ori cifră, 3 ori 3 ori 3, 27, că e 3 ori 3, 9, 9 3, 27, plus 0, 0. Ok. Din nou, suntem în cât timp? Cât timp n este diferit de 0? n ia valoarea 0, uh, scuze, e ia valoarea n mod 10, 2, n ia valoarea n div 10, 1. Suma ia valoarea 27 plus uh, 2 la puterea 3, adică 8, Adică 35, dacă nu greșesc. Ok. N, -a, uh, n este diferit de 0. Deci intrăm din nou în cât timp. Ia valoarea uh, 1, pentru că este ultima cifră. n Ia valoarea 0. Și suma ia valoarea 35 plus 1 ori 1 ori 1, adică 36. Ieșim din cât timp, pentru că, pentru că acum N -a este, are valoarea 0. Salut, Edi! N ia valoarea sumă. Deci N -a valoarea 36 ea, și în R, și crește cu o unitate, îl incrementăm. Iarăși cât timp nu este folosit N, adică uh, folosit de 36 este fals, da. Nu mai ia valoarea 0. Folosit de N ia adevărat, adică 36 devine adevărat, poziția 36. Uh, ok. Intrăm din nou în când timp, când timp este diferit de, N este diferit de 0. 36 mod 36 mod 10 este egal cu 6. Salut, Leo! Uh, n n div 10, adică 3. Și suma egal cu sumă plus cifră, cifră, cifră. 6 la puterea 3-a. Mm, 216. Continuăm. ce uh, valoare n mod 10, adică 3. n -a n div 10, adică 0. 216 plus 27 243 Da! Și chestia asta devine din ce în ce mai mare. Super, super mare. Hai să vedem dacă ne dăm seama din valoare ce din variante ce face algoritm. Calculează în mod repetat suma cuburilor cifrelor până când suma egalează numărul N Returnează numărul repetărilor efectuate. Calculează în mod repetat suma cuburilor cifrelor până când suma egalează numărul n și returnează numărul repetărilor efectuate. Nu, nu, nu se oprește când numărul n, când suma egalează numărul n, pentru că se poate opri chiar înainte de să legaleze. Le poate ajunge pe o poziție deja folosită. Returnează numărul repetărilor. Aici da, returnează numărul repetărilor, dar nu se oprește când egalează. Că poate ajunge de două ori. Stai să mă gândesc. 12 1 mai 1 10 Da. De exemplu la 10, dacă aș avea găsit de 10, ca să dau și un contraexemplu, nu știu dacă o să fac asta la fiecare problemă, că o să ia destul de mult. N-ul nostru este 10. Ultima cifră lui 10, automat e 0. N-ul 10 10 1. Suma ia suma, mă rog, era 0 și asta era 0. Să le inițializez. Dar sumă de sumă plus 0 ori 0 ori 0 e tot 0. Și ce ia acum valoarea, valoarea 1? Dar în plus îmi um, fac din nou sumă, o să fie 1 sumă. Acum o să se oprească uh, pentru că ea n-a devenit 0. O să se oprească cât timpul ăsta din interior. Și acum când se oprește, nu recrește cu 1. Și n sumă, n 1. Dacă mai fac din nou același lucru, observați că revine pe poziția asta. Când n valoarea 1, ce o să aibă valoarea 1, o să fie 0, sumă o să devină 1. Și uh, 10 ăsta trebuia să notez cu adevărat. Când intră acum din nou în cât timp, 1 o să devină adevărat. Ce o să devină 1. E o să devină 0, intrăm în cât timpul ăsta de aici. Suma iarăși din 0, pentru că a fost reinițializată când am intrat în când timpul mare, a devenit 1. Și dacă observați, ne oprim cu când timpul ăsta din interior, n ia suma iarăși n a 1, și același lucru. Și aici se oprește algoritmul nostru, nu mai contează ce face aici, și s-a oprit înainte ca, n, ca sumă să egaleze 10. Deci, ai. Calculează suma cuburilor cifrelor și returnează această sumă. Nu în niciun caz, deci a -u și B-ul nu. Calculează suma cuburilor cifrelor numărul N, înlocuiește numărul N cu suma obținută și returnează această sumă. Nu, că nu returnează suma. Calculează numărul înlocuirilor cu suma cuburilor până când se obține valoarea calculată anterior sau numărul însuși și returnează acest număr. Da. Sau nu este varianta D. Cu ce aplicați? Este ceva pe web. Uh. Și sunt, uh, și sunt numere naturale. Deci avem uh, un uh, exercițiu în care avem de parcurs un program recursiv. Ce o să, fa Ce o să facem cu parcurgerea unui program recursiv cum am făcut-o în trecut? Numai că aici avem operatorul logic sau. Funcționează efectiv cum ar funcționa într-o condiție A sau B. Nu știu, A egal cu. Um, dacă vrei să vezi că un număr este divizibil cu 4 sau cu. Nu știu, 9 a modulo 4 egal 0 sau a modulo 9 egal 0. Și aici exact la fel funcționează sau asta de aici. Eu să fac ed, nu o să scriu evaluare că e prea lung și trebuie să scriu de mai multe ori. Avem aici un vector. Ca să fie mult mai ușor să înțelegem cum funcționează programul, eu o să indexez pozițiile vectorilor. Ce nu menționează aici un subiect, și asta e prima greșeală a concursului, a modelului de concurs, este că șirurile sunt indexate de la 1. Și nu menționează nicăieri chestia asta. Sus nu scrie că sunt indexate de la 1, iar la un, ia să vedem aici dacă găsesc cam aici tematica de facultate, la un subiect normal, de obicei se spune că șirul este indexat sau nu de la 1. Deci, pentru, ia să vedem, se consideră că indexarea șirurilor începe de la 1. Dar aici nu precizează asta și am crezut că se indexează de la 0, având în vedere că eu și K pot fi de la 0 și am nevoie de SDI. Dar de fapt nu e așa și există și un subiect, acum dacă îmi spune, dacă îmi spune David unde l-a găsit, în care s-a dat grila asta. Oricum nu contează că nu o să, nu o să rezolve de acolo, o să rezolve de aici. Deci mare atenție, aici de fapt era indexare de la 1. Un. un curs 2018, ok, ok, mersi. Deci, ca să ne fie mai ușor să rezolvăm problema, o să luăm și ăsta separat și scriem de, de sub pozițiile. O să am nevoie de pozițiile din șir. Nu o să scriu, la adevărat observăm aici că Uh, de fapt, nu la adevărat. Mai încolo. Hai să indexez pe tot, că nu e atât de lung. Ok, și apelăm. Observăm că apelăm K și. Deci E de S. K are valoarea 10 și are valoarea 3. Mare atenție, că aici poate să vă prindă cu o schemă super șmecheră și voi să nu vă dați seama. Vedeți că aici ordinea parametrilor este S, K, I. Dar poate aici la apel punea S, I, K și erau două valori inversate. Voi ați fi făcut invers. Deci mare, mare atenție la chestii de genul ăsta că se prea poate să vă pice așa ceva. Ok, cu cine egal S, E, D, S, ok, E, de. I este mai mic decât K. Da, 3 este mai mic decât Z, mai mic egal decât 10. Dacă este de I, atunci chestia asta înseamnă dacă S de I, e echivalentă cu dacă S de I e egal cu adevărat. Dar în cazul nostru nu este egal cu adevărat pentru că SD3 este fals și returnează uh, SDI, adică fals sau, sau puteți scriți așa cum e mai ok pentru fiecare, fals sau ED, SD, 10 și 4. EDS de 10 și 4 este exact același apel. Observăm, intrăm în dacă, nu intrăm în dacă, mergem pe altfel. Returnăm fals. Fals ED. Fals sau ED, pentru că pe 4 avem fals. S15 EDS15 egal cu. Din nou intrăm. Pe 5 este fals. Avem fals egal, sau EDS16. EDS16 egal cu fals sau ED. Uh, pe 6 avem fals, EDS 10, 7. Și aici, pe EDS 10, 7, avem. Uh, da, intră în primul dacă și aici, dacă SDI, SDI, SD7 este egal cu adevărat. Deci intrăm în dacă. După cum am zis, chestia asta echivalentă cu dacă SDI e egal cu adevărat. Și returnăm SDI, adică adevărat. Punct și virgulă avem sau, a, fals sau adevărat Egal cu automat cu adevărat, o scriu numai a. f sau a egal a. Egal f sau a egal a. Și așa mai departe, că după cum știți, la sau unul dintre operatori trebuie să fie adevărat și restul, to și toată, uh, toată instrucțiunea, toată condiția de fapt e adevărată. Avem nevoie să vedem de câte ori se autoapelează. Mare atenție, ăsta de aici, adică, asta nu este autoapel, este apel, e primul apel al funcției. autoapel sunt astea de aici, una, E, e, uh, 10.3 apelează pe 10.4, deci ăsta e primul autoapel. 10.4 pe 10.5, al doilea autoapel, al treilea autoapel și al patrulea autoapel. Uh, deci, varianta A sau C sau D nu-s ok. Deci, mai rămâne, având în vedere că avem de făcut... Uh, o altă variantă să o calculăm. Aici exact același lucru trebuie să facem. Super simplu. Primul pas. Luăm, parcurgem, uh, indexăm vectorul. 3 De la 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8 și atât. Și parcurgem din nou problema. Uh, K, I EDS 8 și 4. Egal cu fals sau uh, EDS 10, 5, 8, 5. Vom uita mai sus. EDS 8, 5. Egal cu fals sau, pentru că pe 5 e fals, EDS 8, 6. EDS 8, 6. Este EDS 8-7. Și EDS 8-7. Este egal cu. Uh, fals sau. Ok. Mersi, 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 mersi. Ok. Sunteți atenți. Apreciez. EDS 8-8. Pe 8-8 iară intră în apel. Numai că. Pe poziție 8 avem adevărat aici. Deci. Egal cu Fals egal cu adevărat. Punct și virgulă. Din nou, fals sau adevărat, avem adevărat. Și pe sus, până sus aici o să fie toate adevărate. Nu contează ce valoare retună, contează de câte ori se autoapelează. Aș proiect până de ce? Ok. De câte ori se autoapelează? 1, 2, 3, 4 și asta. Și numărul de autoapeluri la asta egal cu numărul de autoapeluri și la asta. Deci, varianta B. Trecem mai departe la punctul 3. Se consideră sub algoritmul un număr natural. Vedem că iarăși avem o problemă recursivă și trebuie să vedem forma matematică. Poate vă sperie sau nu știu, vi se pare mai complicat un astfel de exercițiu. Da, mie cel puțin mi se pare că e pus cumva intenționat ca să sperie, dar nu e super greu. Adică e destul de simplu. Ca să vă dați seama exact ce înseamnă forma matematică, pur și simplu ce face algoritmul ăsta. Din punct de vedere matematic. Și o să iau din nou un exemplu. F de uh, 5. Nu contează. O valoare între 1 și 10.000, dar nu o să iau o valoare. super mare că nu o să. Din nou, nu vreau să stau foarte mult să o fac. Câte exerciții sunt? 30. Uh, ok. F de 5 este egal cu n mai mare decât 0, n mod 2 egal cu 0, nu. Atunci returnăm 5 ori 5 plus 1, adică 6 plus F de E de. Hai să zic E, să nu-i zic E. e de uh, n minus 1, adică 4. E de 4. Bă, dar nu înțeleg de ce mă pune pe un rând separat, da? Hai să facem așa de acum. E de 4 egal cu uh, n e mai mare decât 0, n în mod 2 egal cu 0, da? Și facem minus 4 ori 4 plus 1, 5 plus, hai să punem, minus 4 sau hai să, nu contează oricum. E de 3. E de 3 intră pe 3 ori 4 plus E de 2. E de 2 intră pe 2 ori 3, uh, minus 2 ori 3 plus E de 1. Și E de 1, uh, 1 ori 2 plus E de 0. Iar E de 0 returnează 0. Punct și Aici o să avem 1 ori 2 plus 0, care e 1 ori 2. Și având în vedere că adunarea e comutativă, adică asta e echivalent cu asta, ca să scriu automat într-o ordine corectă, o să scriu în ordinea bună. Și, uh, și o să scriu uh, în ordine alf în alfabetică. Nu știu, de, în ordine crescătoare o să scriu numerele, calculele. O să fie 1 ori 2 minus minus 2 ori 3. Funcție virgulă, aici revenim 1 ori 2 minus 2 ori 3 plus 3 ori 4. Venim mai sus, 1 ori 2, deci tot ăsta de aici, minus 4 ori 5. Minus 4 ori 5 plus 5 ori 6. Ok, și acum hai să ne uităm la regulă. 1 ori 2, 1 ori 2 încep toate cu 1 ori 2. După 1 ori 2 avem un minus minus, minus, minus. Hmm. Înseamnă că ce o pică. Că ce o... Na, nu are minus. Apoi, 3 ori 4, ok. Mai departe. Uh, plusul ăsta din dreapta, mare atenție. Avem aici un plus. E minus, dar e plus 1, minus 1 la puterea n plus 1 sau n. Și știm din matematică că minus 1 la o putere impară e un număr, uh, număr negativ. Noi avem nevoie ca, în momentul în care avem aici la prima mulțire, adică N în cazul nostru, par, înseamnă că avem în față semnul minus. Deci, după cum am zis, minus 1 la putere pară, minus 1 la putere pară de 1, care e pozitiv, minus 1 la putere pară de minus 1, care e negativ. Așa că o să avem nevoie ori de N plus 1 ori de n minus 1. Și variantele cu n plus 1 sunt astea și astea. Deci ori A, ori C, C-ul l-am eliminat că n-avea ok, uh, -avea ok semnul de aici, că era plus și trebuia să fie minus. Și a rămas numai cu varianta A. Deci la 3 avem varianta A. Hai să vedem la 4. Hai să discutăm acum la 4. Pentru 4 aveam și un video în care am explicat reprezentările în baza 2. Dar hai să facem pe scurt un număr de date reprezentat pe x bits poate reține valori întregi din. Asta au mai fost dați în trecut. Hai să vedem pe scurt ce înseamnă reprezentare pe x bits. O să iau 4 biți, mai mult e mult prea mult și nu are rost să, să fac chestii de genul, să stăm prea mult. în informatică avem două tipuri de reprezentări, cu semn sau fără semn. Reprezentările cu semn înseamnă că primul bit, cel mai din stânga bit, este, semn de, este bit de, de semn și el o să prezinte, reprezinte dacă numărul nostru este negativ sau pozitiv. În cazul în care avem o reprezentare fără semn, bitul ăsta de aici o să fie și el parte din valoarea finală. Numărul maxim pe care îl putem forma cu 4 biti este 1111. Adică, mare atenție, biții când îi numerotăm, îi numerotăm de la dreapta la stânga, deci ultimul bit e ăsta din, de la final, a are poziția 0, ăsta de aici are poziția 1, ăsta de aici poziția 2, ăsta de aici poziția 3. Ca să transformăm din baza uh, 2 în baza 1, în baza 10, scuze, trebuie să vedem pe pozițiile unde apar 1, să adunăm cu puterea lui 2, uh, puterea uh, poziției respective. Deci 2 la puterea 0, plus 2 la puterea 1, plus 2 la puterea, uh, ar trebui să las unit aici, 2 la puterea 2 plus 2 la puterea 3, care e egal cu... Uh, ca să nu fac calculul ăsta super mare, o să fac următoarea schemă. Ăsta egal cu 2 la puterea 4 minus 1. Și e 15. De ce? În baza 2, căderile, uh, numărul ăsta de aici, este un număr reprezentat pe 5 bits. El reprezintă 2 la puterea 4. De ce? Pentru că singurul bit care are valoarea 1 este bitul de pe poziția 4. Asta e poziția 0, asta e poziția 1, poziția 2, poziția 3, poziția 4. Și e 2 la a 4. Dacă mai aveam un bit pe aici, 1, aveam și 2 la 4 plus 2 la 1. 2 la puterea 1. La sfârșit la început, da. De ce am făcut eu calculul ăsta? Ca să aflu mai repede ce valoare are. Dacă scad 1, cum a făcut 1 reprezentat în baza 2 e 0, 0, 0, 1, că e 2 la puterea 0. Și dacă scad o unitate, rezultatul meu o să-mi fie următor. 0 minus 1 nu se poate, trebuie să mă împrumut. De aici nu pot să mă împrumut, de aici nu mă împrumut. De aici nu pot să mă împrumut, mă împrumut de aici. Și când mă împrumut și vine înapoi cu calculul, o să fie 10 minus 1, care în baza 2 e 1. Că nu e baza, deci asta e baza 2. Și ai numai cifrele 0 și 1. Și o să rămân o să rămân aici cu 10 minus 1 care e 1 aici rămân cu restul împrumutat și rămân cu 1 restul împrumutat rămân cu 1 restul împrumutat rămân cu 1 ca să facem și verificarea la matematică 1, 1, 1, 1 plus 1 cu cât e egal hai să vedem 1 plus 1 am zis în baza 2 de 10 deci avem 0, 1 reținem. 1 de aici cu 1 reținut, iară 10. Și în baza 2, uh, 10 în baza 2, reținem din nou 1. Aici iară 10, reținem 1. 10, reținem 1. Și nu mai avem nimic cu care să adunăm și îl scriem pe 1 ăla. Și automat ne dă 2 la puterea 4. Deci am făcut și verificarea. 2 la 4 minus 1, 15. Ce legătură are asta cu uh, exercițiul nostru? Observați că pe 4 bits, eu nu pot să reprezint 2 la puterea 4. -a. Numărul maxim pe care îl pot reprezenta este reprezentarea fără semn, 2 la puterea, uh, 2 la puterea 4 minus 1. Și ce variante avem noi pe aici? Nu avem nicăieri 2 la puterea x minus 1 jos, minus 1 jos, gen, așa. Dar asta nu e ok. De ce? Avem prea multe numere. Eu dacă am reprezentarea fără semn, nu am voie să am numere negative. Pentru că reprezentarea fără semn se referă ca bitul, primul bit să fie reprezentat ca bit de. Uh, să nu mai fie bit de nu să fie parte din, uh, din număr. Și de u pică, pentru că am și numere negative. Dacă aveam aici 0, 2 la puterea x minus 1, ar fi fost ok, dar așa nu e ok. Deci de u varianta de nu e ok. Varianta a nu e ok, că nu pot să reprezint 2 la puterea x, deci aici în cazul de față nu am 2 la 4, -a. și mai rămâne B -ul și c. -ul să discutăm acum de ce este B-ul sau ce. În reprezentarea cu sem, primul bit o să fie bitul de sem. Iar în cazul de față, eu am uh, numărul ăsta, bitul ăsta o să fie 0 dacă numărul meu e pozitiv sau 1 dacă numărul, numărul, meu este negativ. Hai să punem 0. Este cel mai mare număr pozitiv pe care îl pot reprezenta pe 4 bits, pe 4 biți în reprezentarea cu semn. Adică 2 la puterea, dacă e să mă iau după regula asta de aici, 2 la puterea 3 -a, minus 1. Adică 7. Uh, hai să scriu aici 4. Adică 2 la 0 plus 2 la 2 plus... Uh, da, scuze, 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 2. 4 plus 2 plus 1, 7. Uh, observați că maxim eu pot să reprezint 2 la puterea numărul de biți, minus 1, deci 2 la puterea 3-a, și mai am și un minus 1 jos. Deci variantele 2 la x minus 1 și 2 la x minus 1 minus 1 aici ar fi ok, B-ul sau C-ul. Numai că trebuie să verificăm și numerele negative. Pentru numerele pozitive sunt siguri, deci b aici sigur e ok. Hai să vedem numerele negative. După cum puteți observa, uh, și hai să verificăm și C-ul. Acum la numerele negative, observați că eu nu mai am scăderea asta. Adică numărul total de elemente este cumva, uh, num numărul de elemente negative este mai mare cu o unitate decât uh, numerele pozitive. De ce e chestia asta? Încă este o explicație super bună peste CoverFlow pe care vreau să vă prezint. De ce întotdeauna, uh, bine aici e pe int, nu e pe 4 bits, e pe o poziție în plus. Nu contează întrebarea, important e răspunsul. Deci, the types you provided are signed integers, adică reprezentarea ce o întrebat aici, reprezentarea cu semn. Uh, să vedem, pentru 8 bits, de exemplu, pe, uh, adică un byte, ar trebui să ai 2 la puterea 8-a combinației, adică uh, 256 de posibile numere pe care le poți avea. Pe 8 bits poți să ai 2 la puterea, da, 2 la puterea 8 combinații, În total, că poți să ai 0 sau 1, adică două posibilități pentru fiecare poziție, ai 8 poziții în total, se mulțesc poziții între 2 ori 2 ori 2 de 8 ori. Acum vrei să, vezi, vrei să ai același număr de numere pozitive ca numere negative, într-adevăr. Deci ai 256 de posibile combinări, trebuie să ai 128 în partea stângă și 128 în partea dreaptă, 128 pe negative și 128 pe pozitive. Ideea e că 0 e unul singur. Nu poți să ai reprezentare pe signed diferită de cea pe unsigned pentru 0. Și automat 0 se duce pe numerele pozitive și de e cu una în plus la negative. Că ai, numerele, că ai 128 de combinații pe negativ de la minus 1 la minus 128, iar pe pozitiv ai 128 de combinații de la 0 la 127. Deci de asta la uh, numerele negative tu poți reprezenta pe x bit minus 2 la puterea x minus 1, fără să mai scazi o unitate jos. Că ai numărul ăsta în plus, care vine de la, care teoretic e în minus, că trebuia să discutăm la pozitive de deci ce e una în minus, că l ai pe 0, care îți cade o posibilitate. Deci și varianta B, și varianta C e corectă. Varianta B automat e corectă dacă e C-ul, că în intervalul 0, 2 la puterea x minus 1, minus 1, este inclusă în intervalul de la punctul C. Ok. Hai să trecem la punctul 5. Se dă sub algoritmul. Uh, Precizează câte ori se autoapelează în urma executării. Ok. Hai să vedem aici. FD 4 și 3. Dacă ai mai mare decât 1, returnezi uh, B, adică 3 ori f de uh, a minus 1 adică 3 și 3 f de 3 și 3 egal cu 3 ori f de uh, 2 și 3 f de 2 și 3 egal cu 3 ori f de 1 și 3 observăm că acum nu mai intră dacă intră pe altfel și f de 1 și 3 egal cu f de 2 și 3 Mar uh, 3 ori f de 2 și 3 mare surpriză FD2 și l-am calculat aici, și care îl apelează din nou pe FD1 și 3, FD1 și 3 se apelează și așa mai departe. Deci, observați, intră într-un ciclu infinit și nu se oprește niciodată. Deci, corect, la, la exercițiul 5 este punctul C. Hai să vedem 6. Se consideră următoarea expresie logică. Alegeți valorile astfel încât rezultatul expresiei să fie adevărat. Ca să fiți 100% siguri, aici trebuie să alegeți fiecare variantă în parte, și a și b și C-ul, și D-ul, să le rulați și vedeți care rămâne la final. Hai să vedem la dacă e ok. fals, not false, or uh, Z, care este tot false, not false, false, or X, care este false, și e mai ușor, poate, să transpun în C++ pentru majoritatea. Și not fals egal cu adevărat plus fie A sau F sau F. F. Că fals și fals automat de fals. Adevărat sau fals asta e echivalent cu adevărat sau fals că paranteza asta se reduce la adevărat <gâng> la adevărat și asta e echivalentul cu adevărat. Deci A ar trebui să fie ok. Deci avem varianta A corectă. Dacă găsiți greșel sau ceva, să-mi spuneți că s-ar putea. Na, să nu, să nu fie totul corect. Iarăși avem not false. Sau uh, false. Și nu cred că mai contează ce aici. De ce? Pentru că paranteza asta, dacă avem un adevărat în paranteza asta, automat tot o să fie adevărat. Nu mai contează ce e în dreapta. Deci nici nu mai trebuie să continui. Vă recomand la admitere chiar să continuați. Ca să fiți 100% siguri. Dar not. A, ah, ups, ups, ups. Am făcut o greșeală. Aici era Y. Aici era nota adevărat, scuze. M-am uitat la... Um, am uitat la not X în loc de not Y, scuze. Și... Uh, fals și adevărat. Oricum, chestia asta e echivalentul cu fals. De ce? Not adevărat e fals, fals sau fals de fals fals și adevărat, de fals că ambele trebuie să fie adevărate. Și fals sau fals, automat de fals. Deci b nu e adevărat. Hai să vedem ce o ce o not y or x, not y true. Deci observăm că avem în primă paranteză not false sau adevărat. Aici intervine situația în care nu mai trebuie să continuați, că paranteza asta e automat adevărată, că avem adevărat aici, aici, sau aici, că nu contează unde e important e să fie. Avem un sau între ele și sunt adevărate, deci varianta C e ok. Să vedem varianta D. Uh, la D hai să vedem. Not adevărat sau adevărat, cred că și D e ok. Iar așa avem adevărat, adevărat. Ok, A, C și D. La 7, precizați care dintre următoarele expresii are valoarea de ora, dacă și numai dacă numărul natural este divizibil cu 3, care ultima cifră, 4 sau 6. Puteți să vă luați un exemplu pentru exercițiul ăsta în, în, în cazul în care vreți să-l înțelegeți uh, cu siguranță sau să fie rezultatul bun întotdeauna, dar mie mi se pare destul de ok să ne și uităm, să înțelegem condițiile. Deci trebuie să fie în același timp divizibil cu 3 și să aibă ultima cifră, 4 sau 6. N div 3 este egal cu 0, e ok. Uh, nu e ok, nu e ok, că trebuie să fie mod acolo, scuze. End 3 pică, că uh, e div, gen pur și simplu împărțirea la 3, nu e restul împărțirii la 3 să dea de 0, aici e cât un împărțire la 3 de 0 și nu e. Uh, deci au pică, b n mod 3 egal cu 0, da, și n mod 10 sau n mod 10 egal cu, ok. Automat dacă puneați au adevărat, vă uitați la B și vă dă de asemenea, bă, de asta, că e, astea două sunt la fel, numai că diferă cuvântul ăsta. Deci, B-ul e adevărat. C-ul ia să vedem. N mod 3, deci ultima... Deci să fie divizibil cu 3. Ultima cifră să fie 4. Sau să fie divizibil cu 3 și ultima cifră 6. A, da? E ok și C-ul. La D N mod 3 egal cu 0 și N mod 10 egal 4. Sau N mod, 6, N mod 10 egal 6. Asta nu -ți garantează că și divizibil cu 3 numărul. Deci nu e ok de U. Rămâne doar B-ul. Uh, următorul sub algoritm. Hai să vedem 8 -ul. Uh, dacă A este negativ sub algoritmul întoarce 0. Hai să vedem. F de minus 1 egal cu uh, F de minus 1 cu cine? A e diferit de 0? Da. Atunci returnează A plus F de minus 1 minus 1 care e minus 2. Deci observăm aici deja că, că se cam duce într-un ciclu infinit și nu mai se oprește. Deci au pică. Apelul F de minus 5 intră în ciclul infinit, deja e adevărat de unde dăm seama direct că este negativ și când e negativ merge până la infinit. Valoarea calculată este de A ori A plus 1 supra 4. B1 e ok pentru că dacă A este negativ, nu calculează chestia asta nu avem cum să ne dăm seama. Deși dacă nu zice de A dacă e pozitiv, Numer, naturale mai mici sau egale cu A. A, băi. Băi. Mare atenție. Eu am uitat să citesc cu atenție. Mare, mare atenție. Aia voiam zic, David. Exact asta. Că am făcut exercițiul ăsta deja cu cineva și mă gândeam, băi, aici sigur era numai una, că nu avea acum. Care sunt false? Mi-am dat seama acum. Care sunt false? Automata A-ul e fals că nu merge, b e fals că nu merge, c e fals că nu merge. B-ul nu-ți nu calculează chestia asta în niciun caz. C-ul nu calculează pentru că în cazul în care sunt uh, negative, uh, care dintre valorile parametrului de intrare A sub algoritmul va returna valoarea 61. Uh, trebuie încercat pentru fiecare în parte aici. Da, e super important. Deci SD61. SD Două secunde. Așa, SD16, uh, SD16 prima dată ca ai varianta, o să luăm fiecare variantă în parte. SD16, să vedem ce întoarce. A, e mai mic decât 50? Da. Am o 3 egal 0? Uh, nu, nu, că nu e divizibil cu 3. Returnează SD2 ori 16 minus 1. SD16 egal cu... Uh, SD16, SD ăsta egal cu SD... 31. Ok. S de 31 încă e mai mic decât 50, deci nu o să returneze și o să fie 31 ori 2. Mm, stai, 31 e divizibil cu 3, nu. 31 ori 2 minus 1. Și e egal cu SD 62 minus 1, 31 S de 61 automat returnează 61. E mai mare decât 50. Deci varianta A. Varianta B ar merge, că și aia merge. Deci vedem dacă ce ul sau D-ul. Deși cred că și D-ul merge. Că aici S de 31. Da, deci și D-ul. Verificăm dacă și... Citesc de 10 ori să văd dacă este că va returna sau nu va returna. Ok, sd 4 egal cu 2 ori, uh, 2 ori 4 minus 1. Care e 7. S de 7. Egal cu SD... de 2 ori 7 minus -1, care îi 14 minus -1, este de 13. Nu cred că mai are șanse să-și vină pe calea cea bună. Este de 13 ori 2 minus -1, este de 25. Este de 25 egal cu este de 25 ori 2 minus -1, bă, dar nu e niciuna divizibilă cu 3. Este de 49, este de 49, sigur, 40 cu 9. 49 ori 2, minus 1, îi S de uh, 98, 97. Deci de 97 automat returnează 97, care nu e egal cu 61. Deci nu mai trebuia să continui oricum că i-am dat seama de la 49. Anunț pe, Insta, pe contul de Insta, cred că știu. Ok. Hai să vedem la 10. -a. La ce concurs? Se consideră sub algoritmul prelucrează, unde vezi este un share precis pentru care valoarea algoritmului returnează valoarea 928. Ha, lei, ne să vedem ce face algoritmul. Construiește un număr, deci pune niște cifre, deci ar cam trebui să se afle cifrele astea 928, 928, 928, 829, dar în toate se află, nu puteam să elimin nicio variantă. Păi să nu rulez pentru fiecare treabă în parte. Ok, hai să începem. Varianta, verificăm varianta. Cirurile sunt indexate de la 1, cel mai probabil, că de-aia pleacă cu i de la 1 până la K, adică parcurge tot vectorul. 1, A, de fapt, nu cred că trebuie să da, o să scriu așa, să fie totul bine. Ok, și avem IU, avem n -ul. De fapt, cred că prima dată scriu eu că la aici nu mai folosit i -ul. n -ul. I, N, K, nu, că K nu se modifică. Y o văd că se modifică și eu. Ok, I ia valoarea 1, N ia valoarea 0. Uh, cât timp e mai mic decât cale cât K și vede e diferit de 0, ok. Vede este 194 și nu e 0. Y ia valoarea vede i. Ok. Uh, ce ia valoarea 0? Tim y e mai mare decât 0. Da, y e mai mare decât 0. Y mod 10 e mai mare decât ce? Uh, 4 e mai mare decât 0. Da. Ce e y mod 10? Și cred că mi-am cam dat seama ce face algoritmul. Și sigur l-am mai întâlnit undeva ori la admiterea mea. Hmm. Algoritmul ăsta ce face? y ia y div 10. Algoritmul ăsta ce face? Ia cea mai mare cifră. Și o pune în n. În ordinea apariției. Ați ghiubăie la 11 noaptea. Păi aia zic că N-ul nostru o să devină... Stai, că n-am trecut pe următorul I. Trebuie să termin tot ăsta. După aia ultima cifră o să fie 9. I, o, y o să devină 1. Ok. După ce am terminat cât timpul cu Y mai mare decât 0, N-a N-or 10 plus C, 9. I, crește la următorul. Da, face exact ce am zis ia cea mai mare cifră și o pune în N. Cea mai mare cifră, după aia de la 121 cea mai mare cifră e 2, N o să devină 92, după aia de la 782, 928. Ok. Și atunci, varianta bună e A, C, atâta probabil, nu? Deci iau și ce o variantă bună aici consideră o expresie logică, alegeți valoarele, iarăși avem o expresie din asta nebună. X or Z and not X or Y. Hai să vedem. A, 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 varianta A. Deci avem la A X or Z. F or F. A, Z, ce valoare are? Nu, OK and ca să fie la end, avem nevoie ca și paranteza din stânga și aia din dreapta să fie adevărat în același timp. Not F or Y. Or Y cu nici nu contează ce e. Că știm sigur că asta e true. Pentru că false sau true e true. Și hai să pun A ca să vorbim în română. Fals sau adevărat e adevărat. Și not false e iarăși adevărat, dar nu contează că asta are valoarea. de stai, de ce aici a Ok. Și nu contează că not false este adevărat și ambele paranteze o să fie adevărat. Deci au... O... stai, să dea rezultatul true. Am citit să fiu sigur că e totul bine. Labu, um... lab, -ul. ia să vedem lab. -ul. Deci ambele paranteze trebuie să fie ok. Dacă prima nu e ok, nu mai continui să calculez. True ori, deci false, adevărat ori z care e fals. Deci prima paranteză e ok și... Not x adică not a sau f. Nu e ok, asta e fals. Ca a doua paranteză e fals și se termină. Și la ce? Um, fals sau fals. Din nou, nici nu mai contează ce e aici, că e sigur fals. Vedem și la d. Avem true. Adică avem adevărat sau um, adevărat și not x adică fals sau adevărat. Stai, not x adică not a sau adevărat. Ok, asta e adevărată că ambele paranteze sunt adevărate. Super. Deci avem varianta A și D. Ok, 12. Se consideră următorul program. Scris că are rezultatul afișat în urma executării Eu o să fac aia plus, plus mă rog, lucrează la fel. Foarte important, observăm că avem o, una, un și aici, adică o referință. Dacă modificăm ceva în N, o să se modifice și în rezultat. Ia să vedem ce avem de modificat. Observați că aici avem parametru N, dar da, n nu e primul. N-ul se scurtează, dar N-ul scade când scade n -ul. E nu scade când elementele sunt egale. Exact asta cred că am avut-o și eu la admitere. Rezultatul afișat. Hai să o facem rapid. VD 1 V egal cu 1 1, 2, 1, 4 3 3 3 1, 4 1, 4 2, 3 3, 10 Ok? Poziția 1 Poziția 2 Poziția 3 Poziția 4 poziția 5, poziția 6 și poziția 7. Ok. N are, are valoarea 7 și parcurgem. Uh, N. 7 nu o să fie N egal cu 7. O să las aici că nu o să modific în tabel. S se returnează în rezultat. Okay, avem un S, avem un I, care pornește de pe 2, S pornește de pe 0, S a valoarea S plus VDI minus VDI minus 1. VDI este 2, VDI minus 1 este, uh, VDI este 4, VDI minus 1 este 1, 4 minus 1, 3. Suma ia valoarea 3 și este egal, nu sunt egale. Deci crește i -ul. le adun uh, i minus i minus 1, 2 minus 4, dă minus 2, minus 2, Plus 3 dă 1. Uh, nu sunt egale. Da, îți dă câte ce ori ne vrei. Eu am, nu am vreo 5-6. Ok, nu sunt egale, atunci cresc la 4. la 4 ajungem pe schema asta de banul nu la 4 după 4. 3 minus 2, 1 și se adaugă 2 aici, ca 1 cu 1 dă 2. Și 4 cu 4 nu, cu 3 nu e egal, 3 cu 2 nu se egale, ok, 3 este la 5. Și acum e momentul adevărului în care se adună 0, de ce să rămâne 2, dar faci o ștergere aici, pentru că V de 5 e egal cu V de 4, și să fac N minus minus. Adică ăsta se duce. Genul nostru o să aibă, o să fie de lungimea 6. Eu crește la 6, în sumă se adaugă 6 minus 3, 10 minus 3, 7. 7 cu 2, 9. Cred că e varianta B. Ok, hai să vedem la 13. Câte perechi de soluție vor se vor așa pentru numărul organismului? A egal cu 8. Ok, din nou alt, al, uh, sub, dar nu-i program, e pseudocod. I, J, ok, egal, egal cu 8. Nu știu, pot să pun nu hmm. Dar nici nu am nevoie să le scriu. Pentru că... Pentru că... O să scriu pe primele, probabil. O să scriu aici ecran. i pleacă de pe 1 până la 7. j pleacă de pe... că aici e prea mult, de la 3 până la 8. i plus 3 nu e mai mare, ăsta plus 4. Plus 5, plus 6, plus 7 nu e mai mare, ba da, acum e mai mare decât A-1, o să afișeze 1,7. și crește cu 1, o să afișeze 1,8. Ok, la 2. La 2 o să afișeze cu 1 în plus, la 3 cu 2 în plus. Îți crește când o să ajungă... A, ba nu, că ajunge, trebuie să fie exact mai mare. Ba nu. 8, 8. Mă rog, să scriu și eu. Aici o să crească i-ul. Ok, deci când e i egal cu 1. Adună 7, adună 2. 2 soluții, egal cu 2. Dar nu contează ce afișez. Pe mine mă interesează numărul de perechi. Egal cu 3, adună 4 și am suma lui Gauss. Bine, ai suma lui Gauss, 2 plus 3 plus 4. Facem așa. Căutăm. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 stai să văd, deci I1, 2 5, 6 și de 7 mai am nevoie a, ba nu, ba nu ba nu, ba nu, ba nu ba nu, ba nu, ba nu, e ok păi j nostru o să ajungă mai mare, I plus 2 să ajungă mai mare deci, într-un moment, nu s afișeze Mică. Nu, cred că de fapt o să afișeze. Păi, cred că 15. 41, vă leu, dar de unde 41, vă da 41, Cred că 15. De ce? Pentru că eu pe 2 nu afișez de fapt, trebuie să le scrie mai bine, că nu sunt chiar atât de multe, că văd că ne încurcăm. Mă încurc și eu vă încurcați voi. 2 cu 4 nu afișează nimic. 2 cu 5 nu afișează nimic. 2 cu 6 afișează. Ce afișează? 8, 2, 6. De fapt, scriu pe ce poziție afișează, nu mai scriu ce afișează. Și pe 7 afișează și pe 8 afișează, da? Aici, de la 3, el pleacă pe de pe 3 plus 2, 5. 87 cu 80. Uh, pleacă de pe 3 plus 2, 5. 3 cu 5 afișează direct. Cu 6, cu 7 și cu 8, da? La 4. La 4 afișează de pe poziția 4 cu 2, 6. Pleacă de pe 6. Și numai pe 7 afișează. Vedeți că aici deja încep să scadă numerele totale. Ok, 4, 6, 7, 8. 5. Uh, da, nu mai am multe de mers. Doar pe 7 și pe 8 merge. Și 6 doar pe 8 merge. Da, da, Și da. pe 7 nici nu mai intră, că 7 cu 2 e mai mare. Și câte am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Era mai scurt așa. Deci, decât să stau să fac un calcul, o demonstrație matematică. 14, care ne se de cel mai mare multiplu comun al numărului A, multiplu care este mai mic egal cu numărul mai mare multiplu al numărului A, multiplu care este mai mic egal cu numărul B. Ce mm -hmm. e valoarea B? mai mare, mai mic decât mai mic. Doi. Hai să vedem. la B. Cât timp ce mod ai egal cu 0 execută? Nu, că cât timp e multiplu, să-l Nu e ok, iau direct. <coughs> la B. Aici ce au cu 2. Uh... Bă, dacă îmi dau seama, e mai mic decât B. Hai să luăm un exemplu super scurt, ca să fim... Deci cel mai mare multiplu, mai mic sau egal decât B. 2 cu... 15. A egal cu 2. 2 B egal cu 15, da? Asta ar trebui să fie scurt. <coughs> FD, de 2, 15. Acum sunt la punctul B, că l-am la... <coughs> dat seama de ce nu e ok. Egal cu. Ai mai mic decât B? Da. Returnez 4 și 15. Hai că m-am dus. Hai să un număr mai mic chiar. 7. O să fac mai puține calcul. 4 și 7. F de 4 și 7 are mai mic. F de 8 și 7. Chiar intră în primul dacă. Salut, Vic. Și apoi intră în altfel. la egal cu B? Nu. Deci e la F de 8 și 7. A nu e egal cu B și returnează pe B. Nu, no, niciun caz asta B-ul deja era greșit, nici nu știu ce m-am mai uitat. Uh, hai să vedem C-ul. Returnează B div A ori A. Aici e cam logic că e adevărat. F de 2, 7. Aș avea B, uh, B, B div A. 7 împărțit la 2 ori 2. Bine, ăsta e teoretic întreg. Sunt variabile întregi. 7 împărțit la 2, 3, 3 ori 2, 6. Deci ce e adevărat? Hai să vedem și d -ul. Ok, hai să vedem 15. A, se consideră toate șerurile de lungime din vârmă, ca să sau ordonate strict și un număr impar de vocale. Număr impar de vocale înseamnă că trebuie o vocală. Câte au? Ok, număr impar de vocale. Cu una o să fie automat, cu lungimea 1, pe egal cu 1, numai A și lungimea 2 trebuie să fie ups, nu, cum zice, descrescător. Deci, B, A, DA, A, B, E, C, E, D, E, nu merge, că nu-s descrescător. atât. L -e egal cu 3, cred că aici sunt mult mai multe. -e strict descrescător și număr impar de vocale. Uh, um. b a d b a d -b a d a da nu prea le-am luat în ordine lexicografică da d b a d -b a d, -b -a. d -c a e d b e d, -b. E -d, -b. E -d -b. E -c mai am nevoie de câteva. Mai sigur. E de... Strict descrescător. Bine, trebuia să zic alfabetic. În ordine inversă, sau ordine inversă, lexicografică. A, ah, dar stai că aici mai aveam, lol. Nu știu ce am uitat. E, D, E, este rău. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Varianta. Ok. Ne la 16. Here we go. Se dă un algoritm care verifică dacă numărul natural aparține mulțimii și reprezintă o mulțime de numere naturale. Fie de de unii de unii de Mulțimea a conținut singur element apelul sub algoritmului calcul provoacă apariția unui ciclu infinit. Mulțimea cu un singur. Deci A, N nu reprezintă lungimea lui A și M reprezintă lungimea lui B, nu? Pentru 1 N. Dacă e egal, nu, nu intră în ciclu infinit. Cam dacă e egal cu 0, atunci. De deci ce ar intra în ciclu infinit? A, o nu e adevărat. Nu este clar, e termos, cred. Deci au sigur nu e adevărat. Dacă conține patru elemente, provoacă executarea pe lina pe linia 10, de fapt nici nu cred că îmi trebuie. Provoacă executarea instrucțiunii de pe linia 10 algoritmului, a algoritmului reuniune de 4 ori. pe linia 10, asta e linia 10. Deci, n este egal cu 4, o să fie n-1. După aia revine, o să fie din nou în minus 1. Deci din 4 o să devină 3, din 3 o să devină 2, din 2 o să devină 1, din 1 o să devină 0. Și l-am parcurs de 4 ori. De 16B, da. La D, când mulțimea are aceleași elemente ca și mulțimea B, în urma execuției, de ce doamne? Mulțimea conține 5 elemente, apelul sub algoritmului, execuție. Rămâne de 5 ori. Păi și ăsta e adevărat, că de 5 ori verifică dacă e. Da. Deci între de 5 ori să ce e să verifice ei fost ăsta. Da? 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0. Că el verifică și la 0, deci când n -e egal cu 5, verifică dacă e egal cu 0 când n -e egal cu 5. După aia verifică că uh, n o să scadă cu 1 și o să devină 4. Deci asta e a doua verificare, a treia verificare, a patra verificare, a cincea verificare, a șasea verificare. A șase, verificare. A șase nu știu. A are acele execuții Mulțimea ce va avea același număr de elemente ca și mulțimea A. Mulțimea A. Ok, ia să vedem ce face algoritmul. Dacă nu aparține, deci verifică dacă aparține, probabil, sub algoritmul verifică dacă numărul X aparține mulțime A cu N elemente. Ok. Dacă are exact aceeași, înseamnă că aparține asta o să fie întotdeauna adevărat și nu o să intre niciodată în if. Ok. O, ce va avea același număr de elemente ca și mulțimea A? Atunci eu o să ajungă în 0. O să pună pe CDP BDI. întotdeauna. Da. Ar trebui să fie ok. Deci BU și DU. De ce? Pentru că în momentul în care au exact aceleași, aceleași elemente, o să ajungă în altfelul de la primul dacă, dar nu o să ajungă în dacă ăsta, pentru că aparține întotdeauna. Nu, nu fi niciodată adevărat, nu aparține. Și nu crește deloc lungimea șirului nu o să adauge în șirul C pe A Deci nu are niciun sens. O să ajungă n la 0 și doar o să mute pe N șirul C pe B, în șirul B. Ok. Ați vedem la 7. Algoritmul care intre, dacă e mai mic decât 8, mai mic strict decât 8, calculul N returnează 3. Um, sunt false. Mare atenție. Iar ne deci cer afirmați false. Hai să zic că e egal cu 3. De deci ce? C de 3 egal cu. A, ah, de fapt, stai, că nici nu e recursiv. A, uh, x. Z. nu o să fie. Z o să fie 1, n nu o să fie. La asta mi-a mi dat prost. Ok, hai să verificăm. Uh, x a, x e valoare 0, z, z Cât timp z e mai mic egal decât n? x x plus 1, 1. Z a z plus 2 ori x adică 3. Deci Z plus 1, adică 4. Și gata, ne opri cu cât timp, returnează x, și returnează 1. Deci nu. au e fals, deci e ok, că cereale alea false. Dacă e mai mic, atunci și mic, e mai mic de atunci calculele returnează 9. Bă, ce? ar putea să returneze pe zetul ăla crește de fiecare dată. Hai să vedem. 0, uh, 1, 85. X-ul crește în 1, Z-ul crește 3 și ajunge 4. X-ul 2, 4 plus 4, uh, 8. Și după aia 9, 3, 3 ori 2, 6, 6 și cu 9, 15, 16, 4, 16 și cu 8, 22, 23. Ok, 5, 10, 35, 36. Returnează 9. Ok, să vedem. Dacă trecem de 9, nu mai continuăm oricum. 6 ori 2, 12, 12 și cu 36, 38 și cu 1, 9, 39 la 7. 7 2, 14, 14 și cu 39, 54, că mai adăugăm unul după. Uh, 8, 8 și cu uh, 8 2, 16, 16 și cu 54. Uh, de te mereu pătra perfect. Înseamnă că aici era 49? Da, era 49, nu știu cum mi-a dat 39. Ok, și aici în loc de 54 64, 8 ori. Uh, Ok, următorul pătrat perfect e 81. Pe 9 e 9, 100. Tocmai aici se oprește. b e adevărat. Deci B1 e varianta corectă. Sub alcoolii, calculațiile calculați să numărul perfect. perfecte, strict mai mici pozitive și strict mai strict pozitive, strict mai mici decât N. Um. Hmm. Partea întreaga radicalului. Orlen. O s-ar putea să fie numai a, corect aici, adică a, numai a să fie, să fie fals aici. Dar la, și la ce? Trebuie numărul pătrat, că aici nu-i. 85. A, 2. Ia pentru, pentru 8, ce returna pentru 8? Returna 2, 1. Returna. Da, e ok, ce ce e adevărat, sigur. Dar returnează partea întreaga radicalului numărului N. Pentru 8 o returnat 2. Sau cât? Nu turna 3. Ne turna la 4, nu creștea. aia când ajungea la 9, adică pe 3, nu. ajungea. Am pus și ce? Da, da, e fals. Trebuie numai alea false. de că e A și cu... Se verific la D. Calculează și returnează partea întreaga radicalului. Radical. Asta e ce returna la 8, dacă e nimeni mai mic decât 8, dacă am la 5. E returna 2, parcă. Bă, s-ar putea să fie, să fie de ucore, adică să fie adevărat să nu-l trebuiască să-l trec. Se prea poate. Dacă aveți, dacă aveți nelămuriri, da să mă pe mare în 200. La problema așa. 17. Au și ce au? Deci au l-am dat de la a, și ce e fals? A, deci de e adevărat, ok, dar ce e fals? Numărul pătratelor perfecte, strict pozitive și strict... A, da, că dacă e pătrat perfect, el continuă. dar nu e strict mai mic, A, era greșeala. Da. Că poate să fie mai mici sau egale, nu strict mai mici. Deci e și ce u aici fals. Este micuț. Ok. Se consideră o matrice pătratică de dimensiune N-Ren număr natural în par și sub algoritmul care pune B, anumite. Ok. Vedeți de câte ori se apelează dacă avem secvența de instrucțiuni. Here we go. Deci avem recursiv. Ok. Deci avem pune B de M. Nu mă interesează ce calcule fac. Pe mine mă interesează de câte ori se apelează. Deci N, 7, 2 și 4. Ok e mai mic decât n, decât jumătatea lui n, 2 e mai mic decât 7 împărțit la 2, da, Z e mai mic egal decât n minus 6, 7 2 5, da, atunci, pune b de m 7 2 3 pune b de m 7, 2 și 3, intră în primul if că nu l-a schimbat pe ei, dar în al doilea, 7 minus 2 din nou intră și cu 4, cu 5. Ok, și la 5 o să intre, dar la 7, 2, 6 nu o să intre în dacă de la J. Să crească I plus 1 și I plus 2. Ok, deci avem I plus 1, 3, I plus 2, 5. 7 minus 3 dă 4 și automat o secunde 3 e mai mic decât 7 împărțit la 2, mai mic egal decât 7 împărțit la 2, da, numai că nu o să intre în dacă și o să intre în uh, m deci nu o să intre în dacă u de la j, dacă u de la i intră și o să pun m de 7 3 uh, 7, 4 și 6 aici la 7, 4 și 6 nu o să mai intre nici măcar în dacă de aici și o să fie sfârșit punct și virgul. De câte ori se auto-apelează? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. A, dar aici ce am făcut? 3, what? 5. 7 și cu 2, 5. Da, am făcut prea multe apeluri. Și ajunge, ups, ajunge de aici. 1, 2, 7, 2, 5, ok, cresc, 7, 2, 6, ok, cresc, dar 7, șapte... da, cresc, dar trebuie să mă opresc, și 4 apeluri, cresc, o da, cresc, și a doua oară, a treia oară, nu mai cresc, și așa cresc 3, o să ajung la I și o să fac 3 și cu 3 și cu 5. A, și 3 și cu 5. Mă nu e relevant că tot 4 e aici. Bă, nu-mi dai seama, Ar putea să fie ratat o chestie aici. 7 și cu 5, 2 cu 1 și plus 2, 4 cu 2, 6. 4 minus 1, 3, 6 minus da, dacă am ratat ceva vă să observ înainte, oricum. Hai să fac și punctul B, că văd că nici au nici ce nu se potrivesc. Uh, 9, 3, 5. Bahu, dacă vezi ceva greșit pe aici, rog eu să mă anunț. Ok, 9, 3, 5 egal cu pune. 9 împărțit la 2, 4, 3 e mai mic decât, egal decât 4. 4 Uh, 9 minus 3, 6, ok, deci avem 9, 3, 6, o să fie apelat. 9, 3, 6 o să fie uh, egal și o să meargă mai departe. 9, 3, 7, egal, nu o să, e mai mare 9 minus 3 decât b decât j mă rog. O să am pune b de 4, 5, 5. A, ah, cred că am găsit greșeala, că aici nu e. Mm, da, aici e 4. Aici e 5. Dar am găsit greșeala de aici. Gândeam. Pune bă, de 7, 3, 5. Uh, 5 apelări. Ok. 945. 945. O să am aici 94. Uh, 4, 5 egal. Uh, Păpăm 9-4, 9-4-6 aici. 9-4-6. O să treacă pe 9-5-6. Iar 9-5-6 se oprește. Că nu mai ar trebui să continui că 5 e mai mare decât 9 împărțit la 12. Și asta tot 5 apeluri are. Deci e varianta A și B. Ok. 19. E sub algoritmul cu parametri de intrare. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt false? Um, dacă A și B sunt egale, sub algoritmul returnează valoarea lui A. Dacă A și B sunt egale, bă, putem testa super repede asta. Al cât de... Cât de... 2 și 2. Egal cu... Dacă ai e diferit de 0, da, returnează cât de... 2 div 2, 1 plus b, or b 4 plus b ori uh, a mod 2, adică 0 și aici e 0. Deci 1, 4 returnează cât de 0 și 8 plus 4. Cât de 0, 8 returnează 0. Funcție regula Egal 4. 4. Dacă A și B sunt egale, fals. Dacă A e egal, eu să bagă de 10 ori. Păi de câte ori se împarte 1000 la 2? Nu de zi, numai... 1000 la de 2 se împarte de 500 de ori, numai de, de 10 ori. Deci e fals B-ul? Deci a și B-ul sunt ok. Valoare calculată este returnată de, de sub am e împărțit la 2 plus 2 ori b, a împărțit la 2, 2 împărțit la 2 plus 1 plus 2 ori 2, nu, deci c-ul e ok, instrucțiunea se execută o singură dată. Bă, asta e ok, a, b și c e la 9, c-ul e adevărat. Stai, C. Dacă valoarea se autoapelează de 10 ori. A lol 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 lol, că okay, îmi par la 2. Deci de câte ori se împarte, ce putere? Da, cred că e cel mai ok asta. B1 era ok. Ce putere e cea mai apropiată de 1000? 2 la puterea 10 egal cu 1024. Și 2 la puterea 9 e 512. Și ca să vezi de câte ori se împarte 1000 la 2, pur și simplu descompunerea factor prin cala matematică. Și obții si că se împarte de exact 10 ori până ajunge la 0. Uh, de fapt, de, da, de 10 ori, că după aia ajunge la 1 și după aia 1, 1 împărți la 2 se parte de 10 ori. Deci B-ul era adevărată. Și nu trebuia selectată, că avem nevoie numai de alea false. Ok. Hai să vedem 20-ul. Ok. Ultimele 10 probleme, hai să vedem. Începem în cei k factori unui număr natural. Începem în căutarea factorilor prime de la vară de... Stabilize câte ori se Bă, da, mă, mai... Și nu e mult cu din astea? Sigur n-am să peste o problemă. Ia să vedem de câte ori se autoapelează. Deci f de nu de x nu dă, să vedem nu e 120, 2 e 2, k e 0 și x e x nu e. Cât e egal asta? Hai să vedem. Dacă e în mod de egal cu 0, 12 mod 2 e egal cu 0, da, k e k plus 1, adică devine 1. X de k aia de. Bă, nu mă interesează. Asta ia divizori, și pe mine nu mă interesează calculul, Pe mine mă interesează ce am aici de câte ori se autoapelează. Cât timp n mod de egal cu 0, n egal n div Hai să vedem. 2 împărți. 2. Să uh, nu, fac ca la mate, da. 60. Împărțit la 2, 30. Împărțit la 2, 15. Aici nu se mai poate împărți. N e mai mare decât 1. Trecem mai departe. 15 și cu d plus 1, adică 3 f de 15 pe 3 1 și x nu contează ce valoare are k nici nu cred că o să mai scriu la următorul apel dar aici știu sigur că o să devină 2 15 pe o să-l împart până 15 împărțit la 3, 5 5 împărțit la, nu se mai poate 5 și 4 f de 5 4 x egal cu f de că 5 mod 4 nu e 0 și o să fie f de 5, 5, 2x. Mm. Și f de 5, 5, 2x. Aici se oprește că 5 împărți la 5 o să dea 1 și trebuie, o să intre doar dacă n e mai mare decât 1. Și avem 1, 2, 3 autoapeluri, varianta A. Trebuie să vedem și varianta D. 750, bă, da, Cred că putem să număra câți factori primare și nu mai trebuie să facem apelurile astea. E tot acolo. Hai să vedem. 750 împărțit la 2. Cât e? 325. Ăsta se împarte numai la 5. 325 împărțit la 5 o să dea 65. părți la 5 o să dea... Uh, 65 împărțit la 5 de 15. Împărțit la 5, din nou, 5, Pe doamne, 3. Ăsta se împarte numai la 3. Da, e tot atât de apeluri, care e exact 3 factori primi. Deci, e la fel și de -o. Există mai multe metode prin care puteți rezolva problemele astea. Ok, să începem cu Ackermann. Ackermann de uh, 1 și 2. Ăsta e egal cu, m e egal cu 0, nu, altfel m e mai mare decât 0 și n egal cu 0, nu, altfel Ackermann de 0 și Ackermann de 1 și 1. O să facem apelul ăla mai mic. Ackermann de 1 și 1. Galt cu Ackermann de... Intrăm din nou tot acolo. Ackermann de 0 și Ackermann de 1 și 0. Ackermann de... E funcția Ackermann. E o funcție care crește foarte repede pentru valorile mici. Dacă vrei poți să o cauți pe Ackermann de 1 și 0. Uh, M e mai mare decât 0, dar N e egal cu 0, atunci returnăm Ackermann de 0 și 1. Ackermann de 0 și 1 egal cu uh, 2. Ăsta e egal cu 2. Ăsta e egal cu Ackermann de 0 și 2. Ackermann de 0 și 2 egal cu 3 egal cu 3, egal cu Achelman de 0 și 3, care egal cu Achelman de 0 și 3, care egal cu 4. Ok. Și câte apeluri avem? Ăsta micul e 1, ăsta micul e 2, apoi 3, ăsta revine 4, ăsta revine cu valoarea calculată anterior și al 5 -lea. Avem 5. Numai că la barem, aici e punctul B. Numai că la barem e varianta C. De ce e varianta C? În anul meu, când s-a dat admitere, uh, ia să vedem dacă găsim, subiect, concurs, matematic. informatic. Când s-a dat preadmitere, nu Am avut exact același lucru, funcția Ackerman, numai că valorile de la punctul C și punctul B erau inversate. Și ei, când au pus în modelul ăsta aceeași problemă, au pus-o cu valorile inversate. Numai că au uitat să schimbe la barem și au lăsat valoarea C corectă. Că aici, dacă ne uităm pe barem, e la funcția unde? E. A, chiar mai răspunsul C. Numai că pe modelul ăsta i-au uitat să schimbe că e valoarea B corectă. Dar e valoarea B, nu se apelează niciodată de 10 ori pentru valoarea așa. Bă, nu știu, am pe la concurs când am văzut problema asta. Și știu că și de e corectă. Ba nu, deu ul e, că asta e, cred că e prima problemă pe care am găsit-o că e greșită cu același număr de ori. De ce? Pentru că la Ackermann de 1 și 3 avem Ackermann de 0 și Ackermann de uh, 1 și 2 probabil. Și Ackermann de 1 și 2 l-am calculat deja aici și avem deja un apel în plus. Deci sigur nu e deu, și rămâne numai B-ul adevărat. Hai să vedem cu 22. Trunchiere astfel încât numărul supravenției să suma trunchiere, de exemplu, mai mici decât stai. De suma numele naturale, de exemplu n și suma -un chiar 21 plus 0 plus 7 și 8 plus 22. Pe aici cât timp e mai mare numărul decât 100 se tai ultima cifră? Ca să nu stau să rezolv pe fiecare, explic să dacă îmi dau seama, dacă nu o să rezolv. Și se adaugă da, se adaugă în sumă. Că dacă numărul nu e mai mare decât nu automat nu are de ce să-l adaugi în sumă. N-1. Aici, ca să scadă vectorul, merge de la final cu suma. Bă, au, pare ok. Deci au. Okay. la B. Hai să vedem dacă e ok sau nu. Mai mare. Două secunde, ca asta nu au cum să fie la fel. Deci fie ceva diferit între ele. Identarea diferită? În afară de identare, nu. nu... A, suma e inițializată cu N. Asta e greșeala la B. Deci B, sigur, noi. Hai să vedem la ce sumă ea, sumă plus x de N. Asta nu e ok că se adaugă în sumă în timpul tăierilor cifrelor. Deci nu e ok ce. De o ce de de nu e ok? Că nu parcurge toate numerele. Măcar dacă era un apel recursiv. Dar nu -i. Asta nu, -i, nu -i parcurge toate numerele din cer, deci nu e decât varianta A. 23. E un șir. A, asta e perfect. Asta e perfect. Știu, și asta mi-a picat la preadmintere. Dacă x egal cu 15 și k, numărul cifrelor termenul, cifre este 5. Hai să-mi amintesc cum se facea. Operatorul concatenează. Mi-ai mm Mai -hmm. poți explica cum ai numărat la 21? A, ah, cum au numărat? Ok. Pe apelul, cel mai mic apel se face de fiecare dată, nu ăsta mare. Ăsta mic e 1. Când îl faci pe ăsta mic, îl apelează și pe ăsta. Și al doilea. Ăsta, al doilea, îl apelează pe al treilea. După ce ai calculat valoarea la al treilea aici, că nu e un apel separat, e același apel, el revine aici și înlocuiește, cum am pus aici, cu 2. Și e al patrulea apel. La fel. Când revine și după ce l-a calculat pe ăsta, valoarea lui 1 nu o să fie 3. Și o înlocuiește aici. Și ăsta e al cincilea apel. De exemplu, dacă x egal cu 3 și ok, numărul 5, apel egal cu 6, precizat numărul numărul format din K cifre. Deci, 15, 16, să să fie la varianta A. Vă plăcea să fac asta, cred, dar nu mai amintesc dacă așa era. Să-mi spuneți dacă e ok. 15, 16, apoi... 5 cifre, deci K egal cu 6. 15, 16, nu, S minus 1, S minus 2, da, 16. Asta e cumva numărul? 3, 4, 4, 3, 4, 3, 16, 15, ups! 16, 15. Bine, nu că e relevant, dar e un arbore aici, teoretic. 16, 15, 16, ok. Numărul cifrelor termenului aflat în șirul S în fața formă este 5. Nu, nu are 5 cifre, asta are 4 cifre, deci a 1 e corect. Ce zice? Valorile. Numărul, numărul cifrelor din termen? Uh... Dacă x egal cu 2 și k egal cu 8. Ok, deci ne trebuie o modificare. 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3 2, 3, 3, 1. Uh, numărul de cifre 8, nu? 1, 2, 3, este 5, Da, ăsta are 5 cifre, deci b este adevărat. Ia să vedem și la C. X egal cu 14 și K 26. Hai că stau să fac de 26 de cifre, dar să fiu sigur. 15 pe 14. 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 15, 14, ăsta de aici, Să asta ups, asta de aici, ăsta de aici, plus asta de aici. Probabil aici. Deci. 1, 2, 3, 4. Stai, stați așa. 26 de caractere. Nu mai stau să numărăm de aici. Nu știu dacă se vede pe live. Îmi dă și line aici câte caractere are. Și câte caractere are asta? 16 pe caractere. Ok, deci și ce ui adevărat. la D, dacă am... Dacă am ca 13. X-ul dar am calculat aici cu 5 cifre. De fapt nu, că aici au două cifre. 5, 6 6, 6, 6, 6, Asta de aici, plus asta de aici. 13 caractere și asta are 8 caractere, deci de unul e adevărat, rămân variantele B și algoritmul ar trebui să genereze permutarea circulară, de exemplu, este o permutare circulară cu două puși la stânga, din păcate nu este corect, deoarece pentru anumite valori, hai să-l încercăm. Păcate, alege, generează permutarea celui cu x cu k A, Nk -K x. x-ul nostru ce elementar. Deci ăsta e x-ul, apoi după ce x-ul. Mai avem nevoie de încă ce. Asta chiar e urâtă problema. O să am un C, K, văd că nu-l modific. O să am un R. J. J-ul modific mai des decât C-ul. k ul meu, ai ca să fac pentru varianta A. k ia valoarea 2, n e lungimea șirului și 6. Ok, super, hai să începem. R. Unde? De unde? Unde? De unde? Super. Deci J are valoare 1. Aici mare atenție. Faceți un tabel de valori ca lumea. important să aveți un, un tabel de valori cât mai știți că e foarte nașpa. Problema asta, de exemplu. O să vedem imediat. Ce e valoarea K? Ce e valoarea 2? Am uitat să scriu asta. Deci J merge de la 1 la 2. Unde ia valoarea J? Unde ia valoarea 1? În râi e valoarea X de unde? X de unde? Dar nu X de de unde. X de unde? Nu știu dacă vă spuneți. Deci în ia e valoarea x de 1, adică 1, pentru i. Deci avem nevoie aici de un i. De la 1 până la n supra k pe 2, adică n supra k minus 1, doar. adică 6 supra 2, adică 3 minus 1. De unde ia valoarea? Unde plus k? Unde plus k egal cu 3? Ok. Acum începe nebunia. Dacă de unde e mai mare decât N, 3 e mai mare decât 6, nu. X unde, x de unde, ia valoarea x de de unde. X unde, ia valoarea x de de unde, adică x de, x de un, 1, ia valoarea lui x de 3, adică 3. Unde ia valoarea de unde, adică 3. Um, revenim în pentru, i merge până la 2. Asta era limita, npc, n ok. De unde ia valoarea unde plus cap? De unde ia valoarea unde plus cap? 3 plus 2, 5. Ok. De unde e mai mare decât Nu. X de unde ia valoarea x de de unde? X de 3 ia valoarea x de 5. Ok, dar când, 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 se modifică? Vedem. Ah, gata, m-am prins. Ok. Și acum, după ce am, valo am făcut, uh, unde e valoarea de unde? Adică 5. Oricum, eu o să crească. Și acum nu mai intră nimeni, iese din ei. Uh, și trecem mai departe. Tu crește cu 1, 2, Und, uh, ba nu, ba nu, ba nu, că am ieșit din pentru. X de unde ia valoarea în R? X de 5 ia valoarea în, în R. are valoarea 1. Ok. Ok. E ok. Revenim. j crește cu 1. La 2. Unde ia valoarea J? Unde ia valoarea 2? În ia valoarea X de unde? În ia valoarea 2. Ok, pentru eu de la 1, eu pleacă de la 1 din nou. A, până la tot, până la 2. De unde ia valoarea unde plus k? De unde e valoarea unde plus, deci, unde plus k, 2 plus 2, 4. A, dacă de unde nu e mai mare, x de unde ia valoarea x de de unde? x de unde, x de 2 ia valoarea x de 4 ok iuc trece pe 2 ce tablou? Pe unde ia valoarea? unde plus k -a? A, unde e egal cu de, de unde? am uitat scris asta deci unde unde ia valoarea? 4 plus k 4 plus 2 6. a, nu, nu ok 6 nu e mai mare decât n X unde ia valoarea X de de unde? Deci X de 4 ia valoarea... Ok. Ieșim din forcă că o ajunge pe 3. X de unde ia valoarea... Am uitat să pun în unde 6. Aia se întâmplă după atribuirea. o ajunge pe 3. Și acum o să fie X unde ia valoarea nără. Adică X de 6 ia valoarea 2. Și finally, gata. Avem o permutare circulară la stânga. Corect. Cu capa poziție, cu două poziții. E bine. E aproape gata. Asta este ultimul exercițiu. Asta este cel mai nașpă. Ok, deci valoarea A e ok. Hai să vedem de ce B-ul nu ar fi ok. Pentru că uh, eu trebuie să merg cu parcurgerea de la 1 la 3 și fac N8 3 8 supra 3 um, 2, 2 minus 1, 1 Da, ok B1 e ok Ca Să nu mai stau neapărat să-l fac Pentru că în forul ăsta cu I Intru o singură dată Și dacă intru o singură dată Ca să fac permutarea asta Eu am nevoie să intru de două ori um, Stai că nu e un argument valid 2 secunde. Pare mai ok să mă apuc să fac tablou. Deși la C se vede clar că nu e ok, că la C nu intră deloc în, în, al doilea pentru. Deci ce e sigur nu e, că 5 supra 3 dă 1, 1, 1, 1 minus 1, 0. Și nu intră deloc în pentru și nu face nicio interschimbare. Dar la B ce nu e ok. Modifică 3 poziții, stai 200. Deci au era ok. B-ul, ne-am dat seama că nu e ok. Deși și la D. Nu, D-ul era ok. B-ul nu e ok, că probabil aici când mută face prea mult. Nu-mi dau seama de regulă, că era o regulă super scurtă aici din câte. Să verificăm imediat. ce ul ia valoarea 3. C-ul ia valoarea 1. C-ul ia valoarea 3. C-ul ia valoarea J. E egal nu e mai, mai mare. X unde e valoare X de unde? Bă, dar ar trebui să facă. A, da! Știu de ce nu e ok. Pentru că aici face trei permutări. Și mi-a tocmai de pe poziția patra să-mi interschimbe. Ar trebui să facă patru permutări aici. Da, aici eu când modific, o să am unde egal 4. 4 5. 5 de 4 Da, ok. Mă ca aici intru de numai 3 ori. Da, aia era greșeala. Aici nu e ok b -ul. Pentru că mie mută prea un element prea din stânga. Ar trebui să fac uh, o interschimbare, 2, 3, 4, 5. 4, de fapt, 4, 4 pe notă nu interschimbări. Ca să pot să ajung să editez pe asta. Și am aici numai 3. Numai de 3 ori mi intră în foro cu J. Deci de aia nu e ok. Apoi la ce am zis, de ce nu e ok? Și la D e ok că face 4 interschimbări și mută pe a 4. Deși de o trebuie testat, dar și de o e corect. Am făcut destul AU, că e destul de lungau. Okay. Îți vedem 25. Uh, noroc e să scriu pătrat, care dintre unul se verifică dacă nu mai este norocos. Fiecare se va lua în Nu este norocos. Dacă X este norocos, este adevărat. Start, primul termen din sumă. Numere, număr norocos pentru că pătratul e sumă de elemente consecutive. Ok, hai să vedem. De deci ce nu e ok? X pătrat, norocos fals, startea minus 1, K egal 1, S -a, 0. Mm. Văd că și B-ul e asemănător, da? b 1 nu are SA, A, da, trebuie să iau ce trebuie, care verifică dacă un număr este norocos. Mm -hmm. Deci la A nu e ok pentru că inițializarea înainte de cât timp și în cât timp se calculează de la ce, de la ce număr să plece ca să facă sumă. Deci de aia nu e ok A-ul, e ok că se calculează în cât timp suma, uh, se inițializează în cât timp suma. Aici trebuie din nou verificat. Dar cu tabel de valori, deci nu e mare chestie, cum am făcut la celelalte probleme. Norocos, dacă e X mod 2 dacă x mod 2 egal cu 0 înseamnă că nu poate fi niciodată norocos. Păi văd că și c-o și d-o sunt asemănătoare. Aaa, asta e o proprietate. Vreau să vedem atunci la 7. Dacă eu am pe 7, 7 mod 2 nu și intru pe adevărat x plus 1 div 2, 7 plus 1. Da, și pleacă de pe 4 cu sumă. De unde pleacă? Păi da, că aici nu dă bine, că 7 împărțit la 2 dă 3, nu dă 4. Deci b și C-ul s-a adevărat. Asta mai întâlnit toți, ca parametrii de intrare. Verifică cât timp x mai mare, S plus X mod B. Mai des întâlnit întrebarea asta, este pică la E bahoi. Verifică dacă suma cifre reprezentării în baza B minus 1 numărul X este divizibilă cu B minus 1. Oricum, problemele astea le găsiți și uh, în, alte, în alte subiecte x e mai mare decât 0, execută. X valoarea s plus x, mod b. x e valoarea x div b. Oh, e ceva cu restul, da. ne verifică dacă suma cifrelor reprezentări în baza b minus 1. Nu, e în baza b, facem face mod b, nu b minus 1. Deci au o pică. Verifică dacă suma cifrelor în baza B este divizibilă. Da, ce e ok. Verifică dacă suma cifrelor, numărului X este divizibil cu B-1. Nu, nu, nu calculează cu suma cifrelor. B-ul verifică dacă numărul natural X este divizibil cu B-1. Uh, 5 și 2. 6 și 3. 6 este mai mare decât 0. 6 și 6. 0. Bă, da! Merge și ce Nu știu ce zice acolo, Bahoi, dar nu e ok, simt că nu e ok. Deci aici merge și B-ul și C-ul. C-ul clar merge. La B pe ce am dat eu cu 6 și 3? Uh, funcționează, că teoretic împarte numărul la... Hai uh, um, să mă gândesc că adaug în S, S mod, p minus 1, S... Da, trebuie să dea restul. Hai să verificăm, super scurt, nu știu, 4 și 8, sau 15, 14 și 3, ok, ăsta cu cine e egal? X este mai mare decât 0, cât timp X este mai mare decât 0, deci X, S, este valoarea S plus X mod B, 14 mod 3 este uh, 2, x a x div b. 14 împărțit la 3 dă uh, 4. 4 mod 3 adună aici și uh, 3. Și 4 div 3 este 1. 1 se adună aici o să dea 4. 1 div 3 o să dea 0. Iese din cât timp? O să compare 4 mod 3 minus 1, adică 2, se dea 0. Da, deci e și varianta B aici. Ok. Hai să vedem și 27, ultimele trei exerciții. Se consideră plecând de la Sierul meu natural, sunt lucruri care nu sunt prime cu divizorilor proprii, fiecare divizor considerat o singură. Alenele elementele acestui Sier. Numele care nu sunt prime cu divizorilor proprii. Adică numerele care n-au divizori. Adică numerele... Când le și numele naturale, se locuiesc numerele care nu sunt prime... A, care nu sunt prime cu divizorilor proprii. Am zis, Că se înlocuiesc numerele care nu sunt prime. Da. Anyway. Care dintre a termen? A plus pe plus C a valoarea 2 fals. Cât timp C e mai mic egal decât N și D e mai mic egal decât A. 2. Bine, aici se poate lua și un exemplu. Numai că destul de multe de rulat. Crește C. -o. Deci când se oprește? Când C -o este egal cu N, atunci se oprește. Termenul o să se afle în B. Asta trebuie să urmărim aia A valoarea 1, ok, crește cu 1. Asta ce o trece mai departe, divizorul pleacă de pe 2, F, e fals că n-ai găsit. C e mai mic egal decât N și D e mai mic egal decât A. Dacă A mod T egal 0, atunci crește ce o că găsit un nou număr, B devine de adică divizorul găsit și F egal TRU, crește d ul de ăsta ajunge la A, adică numărul pe care ești actualmente, am înțeles. Prima dată pleci de pe 1, după aia pe 2. Ok. Am ineficient algoritmul, a merge. Dacă e F, atunci ce e C-1? F e true, înseamnă că e penultimul. Ia să verificăm aici, da. Deci, dacă l-am găsit, dacă F are valoarea true, numărul nostru poate să ajungă pe N. A, că poate să se opre. Înseamnă că dacă F e true, F e mai mare decât N și trebuie să scadă unul din el. Ok, Detonează b, hai să vedem că poate găsim alea greșite, să vedem care sunt greșelile la ăsta, la b, la c și la d. Să vedem care e diferența între ăsta, care diferența de aici, ia a a, a, a plus 1 și b ia valoarea a. Se face, dar se face după cât ia valoarea d, dar n-are true asta. D e mai mare egal decât A div 2. Aici merge până la jumătate și aici merge până la jumătate. același lucru. Dar nu are true. Când înseamnă da, că ar trebui să anunțe dacă am găsit un divizor. Că n-ai de unde să știi dacă l-ai găsit sau nu altfel. Că poate ești pe altceva. La ce aici merge până la mai mic strict. de mai mic egal decât A. Aici sigur nu e ok că nu merge până la jumătate. Și la D... Vedem ce greșit la D, a valoarea de a valoarea 2. Ia să vedem ce nu este ok la D. Ca să nu mai stau să-l... A, că e B, a valoarea... Nu, oh, e ok. Ca să fiți siguri, să nu luați așa pe ghicite, tabel de valori. Eu nu mai fac tabel de valori, ca am făcut la restul problemelor și deja durează foarte mult. Și am lungit destul de mult al Deci asta nu este ok. Asta deja zi zis că nu e ok, că merge până la A. Da, A. da, asta e că și C-ul cu D-ul seamănă extrem de mult, numai că D-ul merge până la div 2 Are invers. A, ah, da, ce era greșit, stai. Da, cred că B-ul -u Bine, B-ul și de-ul pică, că nu-i ăla. care e aici cu fuiatul. Și cel mai sigur un tabel de valori. Nu pare atât de complicat tabelul de valori. Anyway vedem 28 de ce, ce rămânea varianta A. La 28, dreptunghiuri. Da, asta am avut-o și eu la admitere. Deja știu rezultatul. Aici este, e algoritmul Euclid prin scădere repetate, deci un CMMDC. De numai că CMMDC-ul dintre 8 și 12 uh, CM... Deci M plus N minus CMMDC. 20 minus CMMDC dintre M și N. 8 cu 12 CMMDC-ul e 4. Asta e Euclid. Da, Euclid scădere pe toate astea, se știe, asigur. Uh, 20 minus 4, care e CMM de CU, 16, da, e ok. 16 cu 11 CMM de CU e 1. 11 cu 16, 17 minus 16. Și nu dădea 15, deci CU e adevărat. Hai să vedem B-ul și A-ul. Calculați de numărul pe de lungime. Bă, băieți, eu exact exercițiul ăsta de aici l-am avut și la admitere. Și cum am calculat chestia asta cu pătrățelul, am tras linii în pătrățele astea. Deci, puteți să desenați și voi, să vedeți dacă merge. Așa mi-am dat seama, sigur e proprietatea matematică ceva, că suma laturilor cu... Da. No. Dar mie mi-a fost ok să trasez linii pe aici, prin pătrățele de la ăsta de mai jos. Determinând deci, de cel mai mare divizor comun. Uite, aici am pierdut eu, numai că la mine scria clar perimetrul, dar aici zice, returnează diferența dintre suma laturilor dreptunghiului, dreptunghiului și de. B1 e adevărat că nu e suma laturilor dreptunghiului, e suma laturilor a două, suma a două laturi, nu a tuturor laturilor. Aia e problema. Uh, deci, uh, da, de -aia nu mai au și ce eu. deja l-am testat, b am spus acum. Ultimele două probleme, hai să vedem. 29, fie o tablă dreptunghiulară, pe rând, mutări alternative. Uh, condiția în care jucătorul A are strategic are o singură strategie de câștig, adică va câștiga oricare. Nu e cu suma laturilor, cu paritatea lor, la 29, adică. Eu aici ce am făcut, am testat toate posibilitățile. Condiția numărul M este impar. Prima mutare a jucătorului au căzut aflată pe prima linie de sus, pe o coloană de indice impar. Pur și simplu, am făcut toate testele. Am luat o matrice, aici zice de cât pe cât. Numărul liniilor, între 2 și 100, M este impar, poți să iau, nu știu, 4 linii și 3 coloane. A aflat pe prima linie, îl puneam aici în colț pe prima coloană. M, B îl puneam oriunde altundeva. Vedeți că aș vrea o singură căsuță. Da, până nu mai poate muta. Ideea e să meargă pe coloană. Dacă faceți toate posibilitățile, o să vă iasă. Uh, hai să fac măcar un desen. Două secunde. Ok, deci, prima condiție zicea M-ul să fie impar, și deci o să uh, ignor coloana asta de aici. O să am 5 uh, linii și 3 coloane. A o să fie aici, după aia B-ul aici, după aia A-ul aici, B-ul nu, cred că are un să mute, nu? Că trebuia să fie vecinul pe diagonală cu căsuța așurată la pasul anterior. Da? Deci, dacă pune aici, B-ul nu mai are unde. Deci nu pe diagonală, Nu că s-a anterior. Da. Pe nu mai are au câștigă. Să zic că nu mut aici, mut aici. P mut aici, eu mut aici. Iar nu mai are unde să mute B, o câștig. Mut aici, iar nu mai are unde să mute. B, o câștig. Deci, au funcționează, punctual. Puteți eventual să luați și o a doua opțiune ca să verificați dacă merge. La B. Numărul N este impar. Uh, acum o să... Da, N este deja impar aici. Prima mutare a jucătorului e o aflată pe o linie de indice par și pe prima coloană din stânga. Ideea e la voi să faceți cumva o soluție care să vă nege ceea ce cere condiția. Ca să verificați dacă se poate așa ceva. Dacă nu se poate, înseamnă că e adevărat. Prima mutare o căsuță aflată pe o linie de indice par și pe prima coloană. Pe linie de indice par aici. Au aici, pe o aici, au aici, aici, B -o aici, au aici. A -o aici, a -o aici aici. Gata. Deja am, am, dat de un caz în care nu poți să câștigi Deci știu sigur că varianta B nu este corectă. Așa funcționează. Așa trebuie să faci. Ambele numerele sunt pare. Deci trebuie să iau o linie. Linia asta o să ignor de sus. Sau hai pe aia de jos. Par. Da, 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 da. Exact la fel. Prima montare a jucătorului colțul din stânga sus de pe linia 1, coloana 1. A, P, A, a, B și gata, am pierdut. Deci, nici ce C1 nu e adevărat. La D -condiția, cel puțin, unul dintre numere este impar. Păi, deja am zis m ul să fie impar. Deci ar fi, dacă m mu impar, de pe linia 1 coloana 1. Una e impar. Hai să iau acum, am luat coloanele impare, hai să iau acum, da, să iau să fie pare nu contează ce spare cel puțin una. Deci hai să vedem așa. A, B, A. B, A. Și-o câștigat AU, B, A. Și-o câștigat tau. Câștigat au. O câștigat au. Deci nu contează unde pun că o să A Aici au. varianta A și de corectă. Așa trebuie să facem. Ok, hai să vedem la 30. Știu că era ceva cu logică la 29, dar dacă găsiți altă chestie mai ușor de înțeles, să mă anunțați că am găsit. O ce cu oblinii formatul formată doar din elemente, la următoare trei proprietăți. Prima linie conține un singur element cu valoarea 1. Linia J conține de două ori. Deci oblinii, Prima linie conține un singur element cu valoare 1. Linia conține de două ori mai multe elemente decât linia j -ul. Ultima conține un singur element cu valoarea 0. Deci prima dată ai. Are 8 linii, dar câte coloane? Are de două ori mai multe. Ok. Deci 1. Nu, scrie așa. Câți de 1 am? Linia 1 are 1, 1. Linia 2 are de două ori mai multe elemente nenule decât linia minus 1. A, ah, are de la 2 la... Uh, au și de 100. Stai, mă uit acum când bără. 29. Nu, e bine, e bine. Linia Z conține de două ori mai multe decât j minus 1 figuri de două ori mai multe elemente. A, ne, nu le, am crezut că nu le. -a. Ok, deci linia 2, linia 3 egal cu 3, cu 4, și așa mai departe. Până la linia N, în care ai N 1 elemente nenule. Care este numărul total de elemente cu valoare 0 din matrice. Bă, înseamnă că linia N e o putere de alu 2. A, linia N e o putere de alu 2. Plus 1. La puterea. Bine, Că zice că se dublează, se dublează de 2 la 0, 2 la 1, 2 la 2 și așa, așa mai departe. Trebuie să vedem care sumă e de aici. Vedem. Suma puterilor unui număr natural. Suma de puteri consecutive. Era o, sigur, o, Așa e. N la pe lângă. N plus 1. 2N plus 1. Așa. Ok. Asta e formula. Doar că... Să nu e suma lui Gauss, mă, că e 1 ori 2, că e 1 plus 2 plus 4. Ai factor comun și deduci. A. totuși Totuși, nașpa. Ok, și trebuie să testăm pe fiecare. 7, 7, 7. Și ai N la puterea Ecuație de gradul 3? Mamă, dar e și mate aici. Stai, n, 2 plus, 7, 7, 7 ori 6, stai deci, că tu ai nevoie de numărul total de valori de 0, scuze, am greșit, am greșit calculul, nu, așa, nu, așa, că-i progresii jumătate, nu am făcut eu, eu calculează numărul total de 1, de fapt aveam nevoie de numărul total de 0, tu ai din ce în ce mai multe și cumva, și unghie opus, e da, dar nu e același lucru, Că ăsta are exact n-1 elemente, uh, elemente nule. Și ăsta are n-2 elemente nule și ăsta are n-4 elemente nule. Și ăsta de aici are n-n plus 1, adică un element nu, Adică exact același, e exact invers. Deci era ok și calculul ăla până la urmă. Cumva matricea arată așa. Bine, 4. Deci, hai să vedem cum fac aici. E o matrice mai mică și faci 1 plus 2 plus 4 plus 8. Și am nevoie de 1 plus 2 plus 4 plus puncte. Puncte plus n minus 1. Puncte plus n minus 1. Care n minus 1 stare pentru o putere de al 2. Contează numărul de col. Da, 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 știu, știu, știu. Da, că până la urmă. A, doamne, bă, am uitat că s-o Bă, stați așa că e simplu. Bă, de ce nu m-am gândit la asta? Eu am crezut că trebuie să deduc eu. Doamne, bă, bă, dar e simplă rău problema atunci, numai că trebuie să scrii matematic. Deci l 4 ăsta conține. A, pfff. e pur și simplu suma puterilor. De 2 până la... 2 la 8, atât. Salut, Silviu. Scrie-le pe toate. Păi da, e, 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 e simplu. Adică e 2 la puterea 9 a minus 1. Nu? Nu. De ce nu? De ce nu? Nu-mi sună bine. că e, e prea ușor. 512 minus 1? 524, 500, 512, da. 511. 2 la 8. Dacă s-o blini 2 la 7. -a. 2 la 8 -a. Mai ai dedus că e 2 la 9? Stați așa. Că nu era 2 la 9. Deci, e 2 la 0. Nu știu de ce mi-a dat 2 la 9. Uh, a, că era 2 la 9, că e operații pe bits, că astea reprezintă numere binare. Deci, primul are doar primul 1, după aia are 2 de 1, după aia 4 de 1, după aia... ăsta are 8. Linia 5 are 16. Da, dacă în greu merge. Linia 6 are 32, linia 7 are 64, linia 8 are 128. Deci are 129 de coloane. Uh, numărul total de elemente o să fie 8 ori 128, că nu mă mai oprețat ca să nu mă mai derutați. 8 ori 129. Uh, da pe 129, 1032. Că la final, ultima coloană are un singur 0. Și 128 de 1 plus 1, 0, sunt 129. Deci în total sunt 1032 de elemente. Acum calculăm câți de 1 sunt. 1 plus 2 plus 4 plus puncte, puncte. Îl transpunem în 2 la puterea 0 plus 2 la puterea 1 plus puncte, puncte plus 2 la puterea 8 -a, care e echivalent cu 2 la puterea 9 minus 1. De ce? De unde am dedus asta? Am dedus din exercițiul ăsta de mai sus pe care vi l-am explicat la început dacă aș fi fost atenți. 2 la puterea 9 minus 1 e 511. Dar nu prea dă rezultatul corect. 1032 minus 511 e 521. Hmm. Mm hmm, Ia să vedem 521 care nu există. Hmm, dacă ar fi logic, am luat 528. Băi, 2 la 7, mă, a 2 la 8. -a. 2 la 7 și 2 la 8 minus 1. Deci, că puterele de la 0 la 7, că începe cu puterea 0, da, și 2 la 8 minus 1 și 129 minus 1, care e 128. Da, matematică. și uh, Aici deci la 2 la 7, că am crezut că e o linie în plus, dar nu e o linie în plus. Deci puterele lui uh, 2, din plecând de la 0 până la 2 la putere. Da, da, mi-am dat seama acum. Ok, deci răspunsul asta e ce? Okay. Vedeți, dacă știți matematică, trebuie să admiterea la, la info.